Salutare, prieteni! După ce am văzut Porsche-le Panamera 4, ne-am întors la Sandu, Hi-Fi, Sound Identity și chiar am zis că e foarte interesantă întâlnirea asta pentru că ai promis, Sandule, Dacia 2023. O vedem, avem într-adevăr un material dintr-o Dacia Duster, varianta 2023, putem spune asta după ceea ce ați văzut pe față, nou logo, care apare și în față, și în spate, și pe capace. Haideți să vedem ce a montat Sandu pe noua Dacia Duster. Și eu. Deci, ne filmăm reciproc. Ne filmăm reciproc, nu pot să cred. Nu pot să cred. Care e ideea? Partea asta cu camera DVR, de care să știi că m-a întrebat inclusiv înainte să vin la tine cineva, un urmăritor. Da? Ce camere a pus pe Porsche? Și am zis camera aia DVR de urmărirea traficului și de să zicem monitorizarea ceea ce se întâmplă în jurul mașinii. Corect. Plus are sistem de G-senzor, da? Deci în cazul în care tu vrei să parchezi mașina și nu vrei ca mod de parking, deci în garaj să filmeze practic partea de perete, da? În acel caz, foarte elegant, tu poți să îl pui pe senzorul G activ și atunci dacă cineva agresează, lovește mașina sau orice altceva, el începe să înregistreze. Deci, sistemul Android pe care tu l-ai pus pe Porsche și care avea fundalul de Dacia, în sfârșit este la el acasă. Acum puteți să vedeți un live footage efectiv un din Porsche românesc. Da, efectiv din mâna lui Sandu, e incredibil. Unde va veni? Va veni pus aici, dar ai loc exact ca și la Porsche să dai chestia asta jos și deci, aceeași chestie? Aceeași... Având în vedere că am pentru foarte multe tipuri de mașini. Așa. Și mă mir pentru că am pus pe Porsche-le nou. Deci pe Porsche-le nou, nu pe Porsche-le mei. Da. Am pus pe Lamborghini Urus, care sunt mașini rare. Da. Ei, uite, la Dacia, din păcate, nu s-au gândit la această chestie. Și sincer să spun... Pe noi sistemul, probabil, de recunoaștere a, nu știu... Eu deja am înaintat un proiect, puțin așa mai vizual deschis, da? Am zis în felul următor. Chiar la titularul respectiv am zis, hai să cumpărăm o carcasă din asta. Așa, da. Hai să decarcasăm o chestie de genul, să decarcasăm toată. Da. Să-i folosim frontul ca acest ochișor care este, iată, reglabil pe diferite trepte. Este reglabil, da, sus jos, okay? Să fie pus acolo sus. Să-l construim într-o chestie de genul, să iau carcasarea de suport frumos de card, da, uite aici exact, e slotul de card. Și o ușiță drăguță care se poate extrage. E, aia aș lua o jos, aș incorpora-o în acest plastic, deoarece pun pareu că foarte mulți deținători de Dacia și am primit chiar Skoda Kodiaq sau ceva de genul mai are această carcasare care nu o are, deci nu este existentă carcasare. Și atunci acestea sunt sistemele mai universale, ele sunt Full HD, ce am arătat pe partea de Porsche Panamera era varianta de 4K, 4K există doar frontal, 4K nu există față-spate momentan, dar există varianta Full HD față-spate, există Full HD cu permanentizare, adică 24 din 24 cu pornire sau oprire în modul de parcare, sau este cu varianta de activare G-senzor, ca în cazul în care tu îți dați mașina undeva și un pic este agresată sau lovită sau orice altceva, instant să cupleze partea de filmare, da? Și atunci tu în acel mod nu mai ai partea activă de în permanență. E o chestie foarte simplificată. Bun, am înțeles. Deci se poate pune această parte de supraveghere. Dar, exact cum ne arătai, uite că e... Nu, încerc să arăt acolo în spate, că tu m-ai prins acum... La montaj. Tu ai venit puțin mai repede și m-ai prins la montaj, de aia am și scos-o rapid din garaj, de aia nu suntem încă cu ea, practic, finalizată. Da. Ea va veni într-un mod gen... Ceva de genul, da? Iată cât de wide vede, că dacă te uiți, uite, din această poziție unde am soțin eu, uite-te unde este duba. Deci are deschidere mai mare de 140 de grade. Da, duba e undeva... Da. E undeva și acolo. Eu vreau să zic că este după dubă filmarea. Deci este după dubă filmarea și iată și aici este după Fordul tău Raptor. Este filmarea. Da, care... sper să se vadă că ne reflectăm un pic aici, da? Okay. Da? Numai ziceam că uite unde e și Fordul tău. Da, da? Deci e destul de departe. Ok? Și dacă întorci e destul camera, de wide, da? O să vezi și camera de spate, doar că momentan atârnă pentru că, repet, mai prins în mod de lucru. E acolo. Da. Și eu aici o să am ceva posibilități de genul care am să ți le arăt în momentul acum, de acum, dacă o să revii un pic, te rog frumos.
Da. Acum ne distrăm, să zic așa, și filmăm din toate direcțiile. Iată, aici avem posibilitatea să tragem puțin la umbră. Eventual mergem puțin la umbră, mergem. Și ceară ceva, da? Corect. Ne-am mutat un pic mai la umbră ca să iar aici, vedem lucrurile. De exemplu, dacă intrăm în partea de settings a sistemului, el mi arată aici. Am pip style, da? Dacă vreau, am only front. Dacă vreau, în varianta aceasta, am să ies afară. Acum ar vedea practic spatele doar că nu este prins, da? Exact. Pentru că ai venit puțin prea repede. Așa e programul meu în timpul săptămânii. Haotic. Front, există variantă de față și vezi spate dacă vrei. Corect, da? Adică îți arată un ecran splituit și în dacă care se ai ambele imagini. Corect, dacă se vede un pic că poate face orice imagine interesantă, să nu vă mirați că totul merge prin Wi-Fi, deci nu are conectivitate cu acest aparat, ci cu sistemul nostru de Android care l-am introdus în USB, ceea ce o să vă prezentăm imediat. Prin el merge prin Wi-Fi tot acest transfer de date de imagine, ok? Bun, și atunci tu îl faci cum vrei tu. Deci îi dau only front, ok? Da, bun. Și acum arată practic. Aici vezi, ai G-senzorul care poți să-l activezi, da? Plus mai ai o droaie de setări. Apropo, are și microfon, da? Uite, iată aici are sistemul de microfon. În cazul în care tu utilizezi acest sistem, dacă vrei, îl pui pe off, dacă vrei, îl pui pe on, da? Dacă, de exemplu, faci taxi, Bolt sau orice altceva, da? Și vrei să utilizezi această chestie, te agresează cineva în mașină sau ceva, el involuntar îți înregistrează inclusiv și audio. Audio, da? Da. Ai bănuiel că copilul tău face prostii, da, ei, îi pui o chestie din asta frumos, elegant, așa, și tu poți practic să știi totuși care e situația sau ai orice problemă în trafic, îi dai mașina copilului, soției sau orice altceva, ei, cu acest mic gadget el poate fi apărat pentru că el nici nu trebuie să zică nimic, da, iertați-mă, și, de exemplu, vine unul la geam și te agresează, ei, în acel caz tu practic ai dovadă. Video, audio, exact. Și dacă nu neapărat nu este ok în instanță, da, dacă se decurge la ceva mai greu, totuși un polițist, eu zic că se uită la o filmare, să vadă clar ce a fost, ce a fost acolo. Exact. Bun, ne-am lămurit cu camerele care urmează a fi montate. Acum am văzut la Porsche fundalul ăla cu Dacia. Aici, într-adevăr, este la el acasă. Da? Iată-l. Da. Pe care l-ai personalizat tu atunci. Dar... Da, corect. Dar Dacia, să știi că îmi place Dacia. Degeaba vorba vine, nu avem Dacia. Dar îmi place Dacia, deoarece este... E ușor de lucrat cu Dacia. Da. Acum deci mai implementarea nou sistemelor tale e mai ușoară? Am mai să zic un secret. Da. Deci Dacia, mai mult de un far și de un pic de bord, nu prea modificat. Ușa e tot așa. E același lucru, da. E doar un facelift ăsta acasă. Dar hai să nu negativizăm Dacia. Sigur. Pentru că, sigur, să spun ceva, am făcut anul trecut Ford Explorer 450 de km mașina, Bang & Olufsen, s-a aruncat afară. Ai zis. Da, dar stai să zic paranteză, că de când ai fost la mine de câteva zile, stai că s-a modificat și te creăm la proiectul ăla să-l vezi. Aha, ăla bun. E un proiect foarte tare. Foarte tare. Mâine omul a cumpărat încă un Ford Explorer, deoarece la Ford Explorer a fost o problemă și rechemare la fabrică. La fabrică. Da? Și a rămas în Budapesta mașina și așa. Ce că interesant. I-au făcut o ofertă și primește altul nou. Primul drum știi unde este, nu? La tine. Direct la mine, dar știi de ce? Pentru că a primit un Ford Explorer de genul ca lui. Am înțeles. Împrumut pentru câteva zile din cauza incidentului care l-a avut de fabrică, da? Da. Și el era obișnuit cu mașina de antifonare cu 3 straturi, cu fono, vibro, termo, cu tot, cu muzică power. Deci omul maxim și acum... a zis, eu așa ceva nu permit. Eu zice, în prima săptămână, zice, deja l-am trecut, în 14 septembrie, în săptămâna de 14 septembrie până în capăt și maxim încă o jumătate de săptămâna viitoare, toată săptămâna lui. De ce pentru... septembrie și nu februarie? Pardon, Februarie, da. Toată săptămâna aia, o săptămână jumate va fi a lui, unde îi punem procesor de sunet, îi facem tripla antifonare, îi facem tot. Deoarece, inclusiv la Dacia, acolo am vrut să ajung, inclusiv la Dacia, inclusiv la mașinile noi, există o tablă subțire, neantifonată, nerigidizată. Degeaba este o mașină nouă, pentru că nu are un silent mode interior. Da, noi... Uite, avem acum și acest Mercedes, în curând o să fie un proiect de-a nostru, e un Mercedes GLC 2023. Foarte frumos. Și ăsta, deci suntem în 2023 frumos. Și deja s-a inundat de mașini 2023. De mașini noi. A venit pentru evacuare Thor, acum stăm și discutăm de ea, numai așteptăm să terminăm acest minunat vlog și lui voi da acest mic Android sistem pentru că... Ia uite-l. El, da. Acolo e, lângă ceașca de cafea. Ăsta e secretul meu cel mai tare. Înseamnă că îl implementăm și pe Raptor în viitorul foarte apropiat. Da. Și aici vreau să ajung că voi putea foarte elegant ca să fac implementarea inclusiv și la acel sistem fără nicio problemă, da?
Și el va primi, el va mai primi Twitter 3D din astea care intră și iese și grilele de aerisire ale lui sunt normale și am să-i fac cu ambientale frumos. Ce interesant. Chiar mă uit acum la Dacia asta că dacă aș putea ambientale, nu m-a lăsat încă Dacia să-i facă o ambientală. Nu, nu. Dar dacă mă supără, știi că eu sunt puțin mai căpos un pic și dacă mă supără, eu am să-i creez o ambientală frumoasă, numai trebuie un pic să mă provoace la această variantă. Bun, acum o să implementăm sistemul nostru de androidizare care l-am făcut și pe Dacia 2023. Corect. Acolo a fost chiar la sfârșitul anului și am uitat să te invit, dar acum nu o să a mai fost invit. Pe Logan. Da, a fost acum pe Logan avem pe 2023. Da? Exact. Bun, deci, în momentul de față, hai să facem altfel. Îl scoatem afară, da? Da. Este sistemul original a mașinii. Da? Acum ne iertați că este pe limba maghiară, altă limbă, dar nu ne interesează pentru că fiecare... După cum este familiar și cum reușește. Corect. Să... Corect. La noi este... Și părinții mei. Mama e unguraică, tata e român. Așa, așteptăm un pic să intre sistemul frumos de Android. Chiar vreau să vedeți o chestie mișto cum intră el în modul lui de... Așa, media, hai să vedem, imediat o să intre el și o să scrie Android pe sistemul original. Am, noi l-am avut, dar eu chiar am vrut să fac chestia asta, iată că, uite, dau Apple CarPlay și fii atent și cum a pornit. Se transformă totul în Android. Deci tu nu mai ai nevoie, absolut, uite, Wi-Fi-ul este inactiv, imediat se activează singur, dacă îi bagi o cartelă 4G, el instant va lucra singur, gata, deja Wi-Fi-ul lucru, paf. Deci noi putem să ne facem toate mofturile cu acest gadget. Extraordinar. Bun, de ce este bun acest gadget? Cum am zis, multe Dacia, bine, nu neapărat Duster, dar Logan-uri sau Stepway sau multe altele sunt în Sandero, taxiuri, da. Sunt în Bolt-uri, sunt în tot felul de chestii, da? Ai acest mic aparat și tu zici, poate vrei să schimbi un Android. Dacă ești ascultător de radio, eu, pentru clienții mei, niciodată nu le ofer să schimbi aparatul original. Pentru că dacă se poate îmbunătăți, se poate pune mai multe, să zic așa, opțiuni pe aparatele originale, atât pe Dacia cât și pe altele, sau în ultimul caz, dacă ți-ai o navigație Android sau una mai îmbunătățită, singura chestie ce îți recomand să ții una mai performantă. Deci performantă, eu spun ce este, dar trebuie să ajungi la mine să mă contactezi și să spun. Bun. Acum hai să trecem puțin la el, da? El, având sistem de Apple CarPlay Android Auto, este capabil ca să îți androidizeze sistemul original printr-un singur box ca acesta. Eu, de exemplu, astăzi am o Dacie, mă duc cu ea pe șantier sau mă duc cu ea oriunde și am acasă un GLC-ul ca asta 2022-23, da? Iau boxul, îl pun în ăla, mă duc cu ăla, iau boxul din Mercedes, îl bag în Dacia, n-are importanță. Și asta trebuie să le explicăm oamenilor că deși se numește așa, poate să meargă, e compatibil și cu alt telefon, adică și cu iOS, și cu iPhone, și cu, adică n-are treabă. El practic îți oferă o androidizare a unui sistem. Adică da, să ai accesibilitatea rapidă de Waze, de Google Maps, de tot, direct pe el, să nu mai ai conectivitate cu telefon. Prin fir maxim, sau... Da, da. Maxim tu îi dai hotspot sistemului ca să poți să avea prin el internet. Dar dacă îi dai o cartelă de 2-3 euro de la Digi, așa, permanentă, îți merge excepțional. Deci le-am vândut astea ca zahărul pentru că lumea e super mulțumită că nu trebuie să nu trebuie să-și desfacă aparatele, mașinile, exact, una alta. Rămân la fel, rămâne exact totul. Și astăzi ai, astăzi vinzi mașina asta, l-ai scos afară, n-ai pierdut investiția, mergi în cealaltă mașină și ți-l bagi frumos, da? Aici am intrat puțin WhatsApp-urile, pentru că am conectat și WhatsApp-ul, expect pentru, da, pentru a mai, încerc să mai tot dezvolt, ăsta e boxul meu, ăsta nu-l dau, da? Ăsta, eu n-am mașină cu așa ceva, dar ăsta am zis că mi-l păstrez, mi-l personalizez mie, pentru că mi se merită o investiție de genul pentru a putea prezenta cât mai multe clienților. Bun, și atunci hai să vedem din mare, da? Aici avem message, nu ne interesează. Aici avem settings, de aici ne setăm tot ce înseamnă limbă, fundal, toate cele, da? Aici avem sistemul de telefonie. Singura chestie ce se modifică în acest caz, că tu, sistemul de Bluetooth, trebuie să-l conectezi prin acest sistem al meu de Android și atunci aici vei avea apeluri pierdute, ratate, efectuate. Da, practic nu se mai conectează la mașină, Bluetooth, la sistemul mașinii. Da. Exact. Bun. Exact. Acum, avem Google Maps-ul, numai să le apăs corespunzător, da? Și, iată, Google Maps-ul rapid. Asta înseamnă un Android bun care exploziv se deschide. Nu se deschide un pic aici, un pic aici și un pic aici, ci se deschide exploziv, da? Bun. Aici îi dăm, să, așa, să fie centrat, iată că aici ne scrie Audio Tuning Center, dar îi dăm un search. Sound Identity! Tu știi, tu știi cum să-i spui? Bă, deja mă cunoaște, deja îmi cunoaște vocea, îmi cunoaște agresiunea vocii, da? Și exact ca la
Ce ai văzut tu, acum nu neapărat vreau să tot te implic Porsche sau ceva, dar l-am văzut împreună, exact așa frumos. Același lucru. Vezi, da? Și poți să-l faci cartografiere, videocartografiere normală, da? Și poți să-i faci chestia asta care nu o să o faci pe niciuna originală. Ai adus și Map și Waze. Da, exact, aduc două imagine. Sisteme de navigație în cazul în care n-ai încredere în una, înțelegi? Să ai încredere da, în de multe cealaltă. Să știi că unul zice iau la stânga și celălalt zice iau la dreapta. Deci... Da, acolo e problema, știi? Exact, pe care îl ascult. Atunci facem un trial sprint schimb, că îl mai băgăm și pe iGo în spate să lucrezi. Exact, exact. Acum lăsăm să se centreze și uite aici, de exemplu, dacă îi dau rapoarte tot ce vreau pe partea aceasta sau îi dau așa. Dacă vreau să păstrez Waze-ul, păstrez așa, dacă vreau așa. Dacă eu vreau, îl păstrez cu Netflix și Digi Online. Șoferul se uită la Netflix, ce n-ar fi cazul, și pasagerul se uită la Digi Online, da? Sau orice altceva, da? Bun, ieșim afară și de aici, printr-o apăsare, întotdeauna așa vom ieși afară, da? Și acum hai să mergem la început. Deci am văzut Google Maps, telefon, nu home, ieșim în meniul inițial, APK Installer. Aici dacă avem, vreau să instalez iGo-ul în curând și prin APK Installer pot, Bluetooth Music să scuzi muzică dacă ai prin telefonul tău, da? Ei, dacă ai CarPlay și l-aveai pe fir, prin acest gadget poți să-l folosești și Apple CarPlay direct, fără fir, fără nicio problemă. Foarte da? Tare. Da, și atunci ai full Apple, deci acest Android Box îți face și full Apple, da? Chrome-ul, iată, aici avem site-ul nostru unde ne puteți găsi pe www.soundidentity.ro, da? Unde am două configuratoare, odată unde aveți chestia asta, unde selectați XYZ și în curând o să am și 2702 produse, atât ai. Da, încă-s puține. Ai de capul meu. Încă-s foarte puține, stai că îți promit că în 3 luni de zile, acum sunt tratative cu o domniță ca să o angajez și ca să-mi facă până în 15.000 de produse. Extraordinar. Dar, uite, prin configurator, de exemplu, selectez autonavigații, selectez marca, de exemplu, uite, Dacia, da? Da? S-au făcut din 2557 de navigații pe care le putem... pentru toate Daciile. Uite. Și iată, Duster 2019 în sus, da? Deci dacă ai o Dacia Duster și vrei o navigație, iată aici sunt posibilitățile care vin cu ele. Deci una minimă recomandată ar fi octa-core 4 GB de RAM, ăsta mișcă foarte bine, are 4G, cartelă, tot, da? Și iată, momentan am 8 vizitatori pe site, ok? Ce interesant. Deci mi-am făcut un pic de statistică și un magazin online, să zicem, da, sau ce gata cu prezentare. Da? Cel mai top ar fi ăsta de 8 GB. Dar să-ți mai arăt o singură chestie, ce acum, având în vedere că am aproape 1000 de videoclipuri pe site, eu intru frumos aici la galeria video, grozav. În curând, da? Marcă, Dacia. Uite, de exemplu, n-am Dacia încă, hai că pun Audi, da. O să selectez Dacia și o să selectez doar modelul, Dacia, Dacia, ce știu eu, și o să-ți arate, de exemplu, de acum iau pe primul pe A4B8 și din toate videoclipurile care le am pe, din alea 900 și ceva de videoclipuri, cu, dintre care 180 sunt Audi, iată 5 videoclipuri, de exemplu, cu A4B8 și instant te duc aici în site să vezi acele variante cu A4B8 să le ai accesibile mult mai rapid. Oh, ce frumos! Așa, deci, măcar scutești mult timp, îl trimiți pe om acolo să vadă despre ce e vorba și după aia te poate suna pentru alte detalii sau pentru organizare. Exact. Am foldere, mișto, am foldere partiționate cu Audi, BMW, doar că am 100 și ceva de Audi-uri. Până tu găsești numai A4B8, ce te interesează, îți dai seama că durează un pic de timp și este puțin corect. Bun, totodată aici, dacă îmi permiți, aici mă găsești lumea pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, pe Insta, pe TikTok, Sandu-i suntem foarte activ și tu, Mihai Dacin, că m-am uitat aseară la tine, da? Bun, așa. Hai să ieșim afară. Bun, next, contacte Play Store. De aici eu intru întotdeauna când fac o filmare sau când prezint oricărui personal, îi prezint această variantă de box, da? Intru repede în Manager in Apps și mă uit. Două update-uri. Astea neapărat trebuie și dumneavoastră să le updatați pentru ca să funcționeze cât mai bine. Atât dacă ai un sistem de Android, cât și restul. Asta nu ne interesează. Cu Snapdragon putem să punem logo Dacia, cum ai văzut în spate. YouTube Music aici ai accesibilitate și fără cont, în principiu, doar să faci un trial pe aici să vezi ce ar fi, da? Exact. Bun, și pe poți să-l împarți cu ce vrei tu. YouTube-ul lăsăm la urmă, Spotify-ul, iată, este și el frumos aici. Așa, doar și aici necesită un cont, ok? Ieșim și dacă vezi, e destul de responsiv. Deci nu absolut. Neapărat, doar să fiu eu atent unde să îmi accesez această accesare. Bun. Digi Online. Și aici am reușit să-mi bag contul și odată introdus contul, pe mine mă ajută foarte mult pentru că pot să vă prezint câteva dintre aceste opțiuni. Iar odată accesat, deja putem avea varianta aceasta de televiziune directă prin operațiunea aceasta de Digi24 sau Digi Online sau orice altceva. Important e că poți să intri inclusiv și pe HBO, poți să scoți, să bagi orice variante de emisiuni dorite, inclusiv de copii, cu desene animate, cu tot, plus radio online, plus tot ce vrei.
În rest, ce ne mai interesează aici, avem partea aceasta de Netflix, da? Care și pe Netflix, dacă ai cont, ok, s-a găsit o aplicație mai nouă, deocamdată nu avem timp de ea, da? Uh-huh. Iată că aici avem și Netflix-ul activ, deci poți să intri pe Netflix, inclusiv de pe Dace. Lucky Cam folosește partea aceasta de, așa zis, accesibilitate de cameră de vedere. Iar cu Waze-ul, iată, putem să-l avem și în această formă, full vizuală în față, cum ați văzut-o și partea, prima parte a Google Maps-ului, ok? Din mare, cam atâta vreau să spun despre acest proiect. Dacă tu ai întrebări sau ceva, deci merge... Ne-am lămurit. Este, până la urmă, exact același lucru ce am văzut pe Porsche, dar aplicat pe Dacia. Aha, acum chestie, chiar... te rog frumos să îmi dai voie, să intrăm pe YouTube și să-ți prezint și canalul tău de YouTube. Uite, tot așa, intru pe YouTube, suntem în 2023, nu mai stăm și tastăm și zice... Doar am spus că îmi greșește numele. Mihai Dacin! Ah! Dar ai zis prea multe, stai un pic, stai, să taci un pic. Deci... Mihai Dacin! Uite că de data asta mă recunoaște. Mamă, ce tare. Ce tare. Deci trebuie să știi să vorbești cu el. Vezi că pe mine deja mă recunoaște. Te da? Recunoaște. Și aici... Uite, 477 de view-uri avem deja. Bravo, ăsta l-am pus aseară. Aseară, da. Și aici poți să vezi de la el OZN-uri cu Ford-uri, cu BMW-uri, cu spune tu că astea tu ține știi autor, mai mult. Lote și așa mai departe. Da, modele corect. Noi de mașini. Aici intri practic la video și aici le vezi frumos aliniate una după alta, fiecare cum va exact. Apărea, da? Exact, exact. Și totodată atâta vă mai zic că pentru cei care vreți să intrați inclusiv și la noi, îi dați aici la Sound Identity. Ce mișto. Da, caut Sound Identity, dacă intri, vezi acest logo cu Hifi Sandu Shop, da? Intri pe el. Mulțumesc tuturor subscriberilor și care sunteți aproape de mine. Atâta vă zic pe scurt, dacă intri la video, aici poți să vezi ultimele mele videoclipuri care practic vezi tot ce înseamnă Apple CarPlay, navigații, camere de vedere, lumini ambientale, senzori de parcare, haioane electrice, tot ce vrei, pornire din ceas, din ceas electronic, din telefon, din tot ce vrei. Sau dacă intri la playlist-uri, apeși neapărat aici pe Created Playlist, da? Și de la 01 până la 14 am diverse servicii, de la 15 începe alfabetul auto. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. Deci dacă mergem la Dacia, aici la Dacia o să vedeți și Dacia asta nouă care am făcut-o, iată, tot cu aceeași prezentare, care poți să-ți o invit și ție să... face o prezentare superbă, cu navigație schimbată, cu tot ceea ce trebuie. Deci foarte simplu, poți să găsești la mine un videoclip în cazul în care vrei. Mulțumesc tare mult, Sandu! Ne vedem data viitoare! Asta a fost discuția despre Dacia Duster 2023. Chiar mi-a făcut plăcere, te mai aștept la mine și îți dau anul ăsta atâtea nebuneli de numai. Cu siguranță, mulțumesc tare mult!